Fetelor, am o veste proastă pentru voi. Tipul din filme nu există. Sau dacă îl cunoașteți voi, poate mi-l prezentați și mie. Eu momentan am încredere în ce spune Bogdan Stoica. You think the story's gonna have a happy ending? Happy endings are stories that haven't finished yet. Brad Pitt din Mr. and Mrs. Smith nu există în realitate. De aceea Bogdan Stoica și-a propus să le învețe pe femei cum să accepte sau să păstreze lângă ele bărbatul potrivit lor. Cartea Tipul din filme nu există a fost devorată de cele care visează la un happy ending, dar nu și-au găsit încă prințul. Femeile, chiar cele foarte, foarte mișto, care au și o carieră reușită, arată și grozav, au și calități morale demne să devină iubita sau soția cuiva, bă, nu se simt atât de mișto cât le vedem noi. Și ele caută în permanență să afle răspunsul la câte o neliniște personală. Eu am cunoscut o tipă, de exemplu, absolut senzațională fizic, cu o minte absolut sclipitoare. Mai e și CEO de companie, nu mică, și avea o problemă foarte importantă care fundul mare, înțelegi? Și aia i-a afectat modul în care intra în sălile de ședințe, modul în care se ducea la mare, adică ea era, credea că tărește după ea un fund cât un trabant. Nu avea deloc fundul atât de mare, dar era mai mare decât ți-l dorea ea, de fapt. Și tot timpul citea cărți de nutriție, de dietă, cum să ai corpul slim fit, cum să... Deși să mă ierte sfântul, nu-ți trebuia un pahar de vin ca să o vezi atrăgătoare. Era o tipă foarte atrăgătoare. Și atunci am înțeles că femeile își alimentează cumva problemele de structură interioară, sentimentală sau psihică, citind. E o mare diferență între femei și bărbați. Dacă ar apărea o carte care spune cum îți dai seama dacă ești un psihopat, noi n-am cumpărat-o. Eu nu vreau să știu dacă sunt psihopat. Dar noi am cumpărat-o. Voi ați cumpărat-o și ne-ați citit, ne-ați alergat prin casă. Uite, uite, vezi că e psihopat, vezi? Pisi. Dacă tu cauți un tip care are 5 calități importante și găsești unul cu 3 dintre ele, ia-l. E the best deal. Nu o să mai întâlnești un așa ceva. Alelalte două, ori îl operezi să-i treacă, ori îl dresezi, ori îl pui la respect prin ce am vorbit. Prin pat, prin frigider sau prin a-l face de râs în fața prietenilor. Eu vă